Ziua copilului a fost sărbătorită marți la Pașcani nu doar prin baloane, dulciuri, concursuri sau demonstrații, ci și printr-un spectacol artistic cu tradiții, muzică și dans. Toate acestea au avut loc pe scena Casei de Cultură Mihail Sadoveanu din municipiu. Programul artistic a debutat cu mai multe momente pregătite de membrii fanfarei Trubadurii a instituției de cultură. Apoi, dansatorii de la clubul Dream Dance au uimit prin mișcările sincronizate și eleganța cu care au adus voia bună în sală. Au fost și momente de amuzament realizate cu talent de către membrii trupei de teatru Prometeu a Casei de Cultură. Uite, dăm un dezinfectant din 3 litri, care se termină cu D. Nu m-am tăiat. Dezleg niște cubii de încrucișate. N-ai habar? Nu, încă n-am învățat la chimie. Te deranjez? Doar un moment, uite, dă-mi un port din Norvegia, din 4 litere. Sau un animal cu blană roșcată, din 5 litere. Nu te pricepi? Ai de învățat. Și cum de la niciun spectacol nu ar trebui să lipsească tradițiile, în programul artistic de marți au evoluat și membrii ansamblului Rapsozii Siretului, îmbrăcați în straie populare cu muzică din folclor. Spectacolul a fost organizat de Casa de Cultură Mihail Sadoveanu în parteneriat cu Clubul Copiilor și Școala de Dans Dream Dance.